înfrângerea de sine și respingerea plăcerilor este o purificare, este o ardere, este o exorcizare. Corpul suferă, egoul suferă. Prin această durere pe care noi o trăim, când ne pierdem binele și idolii, siguranța și stabilitatea, sufletul nostru se curăță, se purifică. Suferința este o înălțare, de fapt. Când egoul suferă, sufletul se bucură. Este o bucurie și Dumnezeu se bucură. Când egoul, diavolul din noi, suferă drame și traume personale. Te înfrânezi, până la un moment dat când Dumnezeu îți ia mintea și te pune să mănânci dulce. Și mănânci dulce. Și după aceea constați că stai puțin, că eu mă înfrânam. Dar ai exagerat în înfrânare. Dumnezeu te oprește când exagerezi și El ne pune să mâncăm dulce. Deci invers. Sunt înfrânat până ajungi să fii desfrânat. Ce-L interesează pe Dumnezeu? Întotdeauna să purifice sufletul, adică să chinuiască diavolul. El numai asta face. Lovește ego-ul în toate modurile posibile. Și îngerul nostru face la fel și sufletul nostru face la fel din interior. Această energie a vieții ne-a fost dată să ne înălțăm pentru înălțare. Nu să o pierdem pe afară, pe plăceri și comodități și ușor. Întotdeauna când folosești energia vitală ca să obții o plăcere din afară, pierzi viață. Dorința de plăcere din exterior este dorința de sex. Dorința de haine mai frumoase, dorința de o mașină mai frumoasă, dorința de a câștiga mai mulți bani și avea stabilitate, siguranța vieții sau belșug și bunăstare, dorința de ușor, de savoare, toate sunt dorințe de sex. Adică transformarea energiei vitale în energie sexuală, incitare. Toate lucrurile acestea ne iau viața. Sufletul nu se hrănește cu materie. Sufletul se hrănește cu prezența lui Dumnezeu, care înseamnă lipsă, lipsa materiei. Este un gol. Egoul se duce în jos, în spațiul gol vine divinul. De scopul vieții nu este viața, ci îndepărtarea continuă de ea. Pentru că numai așa ne apropiem de Dumnezeu. În lipsa dovezilor de dragoste, unul pentru altul, apropierea fizică devine sex. Adică capătă un scop din lumea aceasta. Iubirea înseamnă că scopul nu trebuie să fie din lumea aceasta. În momentul în care nu știi ce să faci ca celălalt să fie mai bine, scopul nu mai este din lumea aceasta și atunci este iubire. În urma acestor multor dovezi de dragoste apare dorința de a fi împreună, de a-și arăta dragostea care hrănește sufletul. Când pui ceva ca scop din lumea aceasta, va fi distrus. Trebuie să știm lucrul ăsta clar. Ce scop îți spui? Dacă scopul este apropierea fizică, acolo se pierde viață și energie. Dacă scopul este să faci orice pentru binele celuilalt, atunci este iubire și hrănește sufletul. Depinde ce vrem noi de la viață. Când scopul este sexul, apare distrugerea apropierii fizice, distrugerea relației. Real. Dacă țelul nostru este să îi aducem dovezi de dragoste tot timpul celuilalt, infinite dovezi de dragoste, acolo este iubire. Când este iubire, relația va fi frumoasă și copiii vor trăi bine și vor ajunge bine în viitor. Dar dacă scopul final este apropierea fizică, acolo relația se va destrăma cu siguranță, pentru că nu există dragoste. Acolo unde sufletul nu este hrănit, relația e terminată de la început. Și oamenii cam așa fac. Îl consideră pe celălalt ca un obiect care îi produce lui plăcere, ca atâtea obiecte din jurul lui care îi produc plăcere. Este unul dintre ele. Și omul devine, pentru cel care pune ca scop sexul, devine o tabletă de ciocolată. Și atât. O plăcere alături de alte plăceri ale lui zilnice. Oamenii sunt împreună pentru a-și încărca sufletul. Dăruind dragoste, primesc dragoste. În atmosfera aceasta, copiii cresc frumos și bine, ocrotiți de dragoste. Oamenii nu sunt împreună pentru plăcere, ci pentru întărirea sufletului. Când el își pune un scop, plăcerea corpului este un scop din lumea aceasta. Atunci, el pierde viață pe apropiere fizică, pierde energie subtilă, pierde iubire. Deci apropierea fizică duce la destrămarea relației, dacă scopul este doar apropierea fizică. Scopul acțiunilor noastre trebuie să fie dincolo de lumea aceasta, adică trebuie să fie de o dăruire
totală. Și acum Dumnezeu se dăruiește nouă total. Acolo este iubire, în această dăruire totală, fără așteptări. Că nu știi ce să faci ca celuilalt să fie mai bine. Dar amândoi trebuie să facă lucrul ăsta. Dar dacă face doar unul, nu merge, se blochează totul. Relația se destramă. Și ei nu se pot sacrifica unul pentru altul pentru că nu merg în jos. Ar trebui amândoi să meargă în jos. Și când își scade goul, fiecare, prin dăruire de sine pentru celălalt, în spațiu gol vine Dumnezeu și asta îi unește, asta este iubirea. Iubirea îi unește, Dumnezeu îi unește. Numai când merg amândoi în jos, nu în sus. Când încep să aibă gânduri, să le fie mai bine, să-și ia o casă mai frumoasă, o mașină mai bună, să câștige mai mulți bani, acolo intră diavolul și se pierde dragostea. În locul ei vine cine? Materia. Casa, mașina, banii, călătoriile, distracțiile, petrecerile, e materie acolo. Unde este materie, nu este dragoste. Ca să fie iubire, amândoi trebuie să se ducă în jos. Adică țelurile vieții lor să fie foarte simple, foarte modeste, foarte smerite. Să nu viseze pe mai mult bine, pentru că acolo vom umple de materie și iubirea pleacă. Și pleacă și sănătatea, pleacă și fericirea. Când a plecat iubirea, pleacă toate. Noi strângem materie, iubirea s-a dus. Necazurile și neplăcerile vin atunci când noi avem prea multă negativitate, adică prea mulți idoli. Când nu avem energie vitală. Necazurile ne încarcă cu iubire, cu divinitate. Vine această purificare și vine ca o necesitate ca să curățe sufletul. Și nu poți să oprești și nu poți să-i faci față, pentru că sufletul trebuie să fie curățat. Este mântuire. Necazurile, durerile, pierderile, suferințele, bolile sunt mântuirea sufletului. Este purificarea sufletului. Fidelitatea amplifică dragostea, o face mai frumoasă, o face mai stabilă, îi dă putere. Este o responsabilitate mai mare, face viața frumoasă, este puternică. Înseamnă, iubești un om ca și când l-ai iubit pe Dumnezeu. Asta înseamnă o dăruire totală. Când te înfrângi pe tine tot timpul și te duci în jos, nu poți să greșești niciodată. Pentru că faci spațiu gol și prezent Dumnezeu. Când Dumnezeu este cu tine, tu nu poți să greșești. Garanția este să te duci întotdeauna în jos. Fără eu și ego, nu poți să vină încercările din față, provocările, necazurile, pentru că nu au ce să scadă la noi. Deci putem ști sigur că totul va fi frumos și foarte, foarte bine, atâta timp cât se merge în jos, în puțin, acolo unde Dumnezeu este. Când faci acel spațiu gol, El vine imediat și când El este cu tine și tu alături de arcaș, nu te poate lovi. Nu intri în bătaia săgeților sale. Nu e nevoie. Soluția este tot timpul să ne păstrăm jos de tot, acolo unde se strâng apele. În modestie, în simplitate, în smerenie. Femeile nu pot să iubească oricând și oricum. Au nevoie de dovezi de dragoste tot timpul și toată viața. Când bărbatul nu mai aduce dovezi de dragoste, relația se stinge. Deci au nevoie de dovezi toată viața. Când bărbatul nu mai aduce dovezi de iubire, relația se termină. Dacă în femeia are idoli, Dumnezeu oprește bărbatul să-i aducă dovezi de dragoste, pentru că în modul acesta îi distruge idolii. Și lucrul cel mai important pentru Dumnezeu, este singura lui acțiune, este să distrugă idolii. Și îi distruge prin atenție, prin neangajare, prin distanțare. Ca să poți să înțelegi un fenomen, trebuie să poți să-l descrii cum pleacă dintr-o parte și cum se duce în alta. Să descrii interdependențele. Totdeauna este vorba de un cuplu de evenimente. Când noi întotdeauna exprimăm doar o părere unică, o privire unică, unde este interesul nostru personal, suntem unilaterali, suntem blocați în parte, parțiali, polarizați. Noi ne trebuie un tip de înțelegere de forma plus și minus. Cum se generează unul pe altul, continuu. Deci nu putem privi numai bărbatul sau numai femeia, separat. Trebuie să privim bărbatul și femeia. Și care este relaționarea de acolo? Deci, în general, iubirea descătușează, dar iubire înseamnă să se îndrepte amândoi în jos. Atunci în spațiul gol vine divinul, aceea este iubirea și se unesc în iubire în divin. Iubirea descătușează energiile și oferă inspirație, taine, susținere, încredere, numai calități. Deci dacă amândoi nu se înfrâng pe sine, Dumnezeu nu are loc unde să vină, nu are spațiu și nu vine. Și în spațiul acela oamenii de obicei pun materie, scopuri materiale. Iar sufletul nu se poate hrăni cu materie și din cauza asta nu există iubire. Iubirea este manifestarea sufletului și vine numai în momentul în care se scade materia, pierde materia și pierdem eul, ego-ul.
interese personale. Și aproape nu este suficient să te înfrângi pe tine, trebuie să scazi și din posesii. Ele rămân acolo. Cazi din posesii, scade ego-ul. Și înfrângerea de sine nu este suficientă ca să faci spațiu gol. Rămân posesiile acolo. Deci cu cât scădem posesiile mai mult și ne înfrângem pe noi, cu atât se face acel spațiu unde Dumnezeu are loc unde să vină ca să ne poată face viața frumoasă. Idolii te mențin descentrat, strâmb, polarizat pe o parte, absolutist. Toată cultura lumii este polarizată și noi ne luăm după ea și zicem că așa este normal. Ne facem idol și intrăm în luptă, toți cu toți. Dacă noi nu avem aceste repere definite clar pe care să le urmăm, noi suntem haotici, dezorganizați, fără nicio țintă. Atunci cădem pradă normei comune care înseamnă polarizare. Pentru că nimeni nu ne spune aceste lucruri. Întâi, este nevoie să echilibrăm în dualitate absolutele, să luăm inversul lor. Spunem că Dumnezeu vine și sub formă de păcătos, de desfrânat, de necredincios. După ce am echilibrat, atunci putem să gustăm starea aceea de relaxare unde nu mai vedem niciun rău și niciun vinovat niciunde, cât ne permite. Pentru că lui Dumnezeu îi place foarte mult conflictul, lupta contrariilor, lupta între plus și minus. Este viața. E normal să-i placă viața. El a creat lumea aceasta din plictiseală. S-a plictisit prea mult de nemișcare și a vrut mișcare. Când ne dăm seama că Dumnezeu este cel desfrânat, adică vine sub formă negativă, adică iubirea joacă și rol negativ, în clipa aceea te-ai eliberat instantaneu și nu mai vezi niciun rău niciunde și nu mai poți să spui că ceva nu este bine. Păi și asta este Dumnezeu și asta face El și asta este El. Indiferent ce se întâmplă, tot El face toate lucrurile. Și această înțelegere este eliberatoare. Asta înseamnă adevărată eliberare. Eliberarea de împărțirea în bine și rău. Și când o simți fiziologic, capezi convingere nestrămutată, neschimbată. Și se duce prin tine un fel de lumină sau se deschide în tine o lumină care este foarte relaxantă, o stare de fericire, că asta este natura ta și nu ți-o poate lua nimeni. Natura ta adevărată este întreagă, nu în parte, nu în parte. Când ai împărțit, ai ieșit din natura divină. Asta facem. Și ajunge să punem reguli lui Dumnezeu și să spunem că nu este bine cum face lucrurile. Și i-am inventat 464 de virtuți și îl obligăm să le respecte. Pe cine? Pe iubirea care e întreagă. Nu e o contradicție logică, nu e o nebunie. Și am spus, mamă, ce proști suntem. În momentul în care am împărțit, le-am dat puterea divină. Și facem asta continuu de mii de ori în fiecare zi. Și le dăm energie, îi țintuim acolo și facem stăpânii noștri. Și le dăm autoritatea asupra noastră. Și noi ne pierdem libertatea. Am fost manipulați întotdeauna. Și nu ne-am dat seama și nu am știut. Așa ei au căpătat puterea asupra noastră, stăpânii lumii. Preotul, avocatul, medicul, psihologul, politicianul. Nu fac altceva decât să ne dea idoli, care ne destabilizează și mai tare. Urmăm după aceea necazuri și mai multe și ne ducem la ei care sunt reparatori. Și mai și plătim să ne dea idoli mai mulți ca să ne omoare. Asta facem și asta fac ei tot timpul. Când corpul acesta este divin și este perfect, ce să repare la el? E nevoie doar să-l duci în puțin și mecanismele de reparare pornesc singure. El nu are nevoie de fericirile acestei lumi. Nu are nevoie de o casă mai mare, de o mașină mai frumoasă, de mai mulți bani, de distracții, de petrecere, de călătorii. Nu are nevoie. Are nevoie doar să-l duci în puțin. Și el acolo se repară singur. Are nevoie de înfrângere, de înfrânare, de reținere, de abținere, retragere, de împuținare, de jertfă de sine, de sacrificiu personal, de dăruire, de lepădare de sine, de predare de sine, adică de scăderea eului în toate modurile posibile. De să ne dăm seama că ei nu puteau să spună că voi toți sunteți divini și sunteți egali și în fiecare din voi este același soare de iubire. Nu putea să spună așa, pentru că nu mai putea să vă ducă la război sau nu mai putea să vă ocupați de mai mult binele vostru. Nu mai avea de la cine să ia taxe și impozite. Deci, divide-te impera. Ne-au divizat și s-au făcut stăpânii noștri și noi slujitorii lor. Când ai unit contrariile, stăpânii lumii dispar în universul tău. Nu mai apar. Toată lumea te vede de la egal la egal în universul tău. Un egal nu poate să facă rău altui egal. Nu mai e nevoie să spună cineva ce să faci. Vinul te va mișca.
ci va face prin tine. Și atunci ajungi în iubire. Și fiind în iubire, nu poți să greșești. Dar în iubire nu putem fi decât jos de tot. Acolo unde se strâng apele, acolo este divinul. Ei i-au pus lui Dumnezeu reguli ca să se facă stăpânii Dumnezeu. Este diabolizare. Ne închinăm la stăpânii lumii, ne închinăm la diavol. Iar absurdizarea regulilor ne face să le încălcăm. Pentru că Dumnezeu vine pe negativ ca să ne distrugă idolii. Orice absurdizare devine un idol. Adică punem ceva mai sus decât divinul care e viața așa cum este, cu plus și cu minus. Noi citim Biblia doar ca să bifăm că am citit-o. Biblia nu se citește ca un roman. Ia fiecare propoziție de acolo și o întorci pe toate fețele și te uiți care sunt consecințele fiecare propoziții, până când înțelegi. Acolo în Biblie sunt toate tainele lumii. Numai să avem inima și ochii deschiși, că sunt toate spuse acolo, ascunse, dar sunt spuse. Dumnezeu nu putea să nu le pună acolo, dar într-adevăr sunt ascunse. Noi poate să-L vedem pe Dumnezeu în fața noastră, dar nu-L vedem în noi. Asta este problema. Zicem că este rău să fim imperfecți sau că suntem păcătoși sau desfrânați, dar El este așa prin noi. Atât să ne spunem mereu, El se manifestă prin noi, oricum vrea El. Și în primul rând distruge idolii din noi și ne pune să îi încălcăm, să facem pe dos. Noi zicem, uite, suntem vinovați, greșim, suntem greșiți, ne vedem imperfecți. Păi și imperfecțiunea și greșeala este tot a Lui. Mereu să spunem, să afirmăm, tot ce spunem că este negativ este tot El. Asta este metodă de exorcizare. Tot ce îți vine să spui că nu e bine este foarte bine și este tot El acolo. Tot El este și păcătos și desfrânat și trădător și mincinos și bețiv și tatuat. Credeți că voi luați poamele din copac? Nu le luați voi, eu le iau. Credeți că voi scoateți apa din fântână? Nu o scoateți voi, eu o scot. Credeți că fără de legea voastră e a voastră? Nu e a voastră, e a mea. Deci, nu poți nici măcar să te simți vinovat, pentru că El ne pune să facem fără de legea, ca să ne distrugă idolii. Atâta timp cât avem idoli, El va veni și prin noi împotriva lor și îi va distruge, dar și din afară. Dar interesant este, și trebuie să ne dăm seama de lucrul acesta, că nu le dă voie oamenilor să înțeleagă decât când trebuie. La un anumit moment. Ei întâi trebuie să treacă prin cine știe ce lecții, conflicte și contradicții și de-abia după aceea când zice El că suntem pregătiți, atunci ne dă posibil puterea să înțelegem aceste lucruri. Oamenii le pot auzi, le pot asculta, dar nu le pot accepta pentru că nu este încă timpul. Noi în zi de zi înaintăm și ne luminăm. Totul este El. Și desfrânarea și înfrânarea și dreptatea și nedreptatea și păcatul și nepăcatul, toate sunt El. Nu există ceva care să nu fie El. Să exersăm lucrul acesta și să nu mai spunem că lucrurile sunt negative. Și alea negative sunt El. Când vom vedea pe El peste tot, vom vedea plus egal cu minusul, atunci vom fi liberi de împărțirea bine și rău, de diavol. Este lepădarea de satana. Așa se face exorcizarea. Unind contrariile, văzând că El este peste tot, atunci te lepezi de satana, cu adevărat. De ce nu văd oamenii lucrurile în modul acesta? Pentru că sunt prizonierii concepțiilor lor, concepții religioase, concepții filozofice. Sunt prizonieri. Și gândesc prin acei termeni care îi închid într-o închisoare conceptuală. Și religiile și filozofiile sunt polarizate. Le zic așa da, așa nu, așa e bine, așa nu e bine. Împart. Și de fapt, liberarea înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu și în negativ, să unești contrariile. Atunci te eliberezi de împărțirea în bine și rău. Deci trebuie să te eliberezi de religie, de filozofie. Și să-L vezi pe Dumnezeu și în păcătos, și în păcat, și în desfrânat, și în desfrânare, și în necredință. El este peste tot. Iar cei care dau sentințe îi spun, tu ești păcătos, tu ești mincinos, tu ești trădător. De fapt, sunt diavoli. Numai diavolul împarte în păcat și nepăcat. Sufletul vede totul egal. Nu vede nicio diferență. Când eram în lumea de dincolo, dincolo de fluviu de gânduri, nu mai vedeam nicio diferență. Acolo nu puteam să împart în păcat, nepăcat, desfrânat, nedesfrânat, drept, nedrept. Nu se putea. Acolo totul era egal. Toate steluțele alea sunt egale. Nu e o stea mai mare decât alta. Asta suntem noi. Deci noi vom atinge pe Dumnezeu numai în momentul în care vom uni contrariile.
și nu o să vedem pe cineva mai sfânt decât altceva, ci doar în momentul în care sfântul va fi egal cu păcătosul. Atunci l-am atins pe Dumnezeu. Deci numai când îl vedem pe sfânt egal cu păcătosul, atunci vom putea să vedem pe Dumnezeu peste tot. Și numai atunci. Deci ni s-au pus niște legi, s-au dat niște idoli ca să ne îndepărteze de Dumnezeu. Au pus idealul și reguli mai sus decât el și atunci s-a tăiat legătura cu Dumnezeu. Toți idolii ăștia sunt polarizați, sunt de formă așa, da, așa, nu. Taie legătura cu Creatorul Lumilor, îl fură pe Dumnezeu și noi trăim fără divin. Polarizați înseamnă închinători la diavol. Și asta este o religie diabolică, închinare la diavol. Este închinare la parte, când spui că numai așa este, când este și invers. Dumnezeu este și negativ. Când afirmăm că este numai așa, el se mută pe poziție inversă și vine împotriva noastră constrângător ca să ne distrugă idolul, absolutul. Dar de ce vine Dumnezeu sub formă negativă? Ca să distrugă absolutele. Dar de ce le distruge? Ca să rămână numai el și să ne dăm seama că numai el există. Deci a spus clar, când vă faceți idol, vi distrug. Fericirea în viață înseamnă să nu fii polarizat, să nu ai idoli. Când vezi totul egal, totul este bun. Nu te mai deranjează nimic, nu mai ai ego și nimic din față nu mai poate să vină să-ți distrugă ego, că nu mai ai. Ego-ul se întărește prin împărțire, prin absolutizare și se distruge prin inversul lor. În momentul în care noi creăm idoli, creăm și în realitate inversul lor, adică îl punem pe Dumnezeu să vină să îi distrugă. Prin viață, prin oameni, ne creăm realitate. Deci trebuie să ne ferim de noi, să nu fim idolatrii, pentru că vom trăi o viață nefericită. Va veni tot timpul să distrugă. Necazul, nefericirea, durerea, suferința, bolile și pierderile au un singur rol, să ne distrugă tot ce punem noi pe primul plan și absolutizăm și fixăm. Deci noi am putea să fim fericiți în viață. Asta ar însemna să-L vezi pe Dumnezeu în toate. În clipa în care îl vezi și în destrăbălat, în desfrânat, în păcătos, în necredincios, în nedreptate și nu aveți niciun rău, nimic care să te distrugă nu vine din față, că nu are ce să distrugă la tine fără idoli. Vreau să spui că ceva este numai așa. Asta este fericirea, să nu împarți. Atâta timp cât vei împărți, viața ta va fi nefericită veșnic. Această împărțire creează iadul, real îl creează. Dar dacă nu împarți, iadul nu există pentru tine și nici diavolul nu există. Absolutizarea binelui este închinarea la diavol. Când zici că lucrurile sunt numai așa, gata, ai căzut. De fiecare dată în tot ceea ce afirm, ar trebui mereu să fii atent să adaugi și inversul. Când termin propoziția, să spui că și inversul este valabil. Și atunci te degajezi. Unești contrariile și nu mai este nevoie să te superi. Pentru că dacă ești polarizat pe o parte, se întărește ego-ul și imediat te vei supăra. Și apare furia, mânia, ura, care sunt corpul eteric al diavolului. Deci te-ai diabolizat. Când lupți și te aperi, ești o ființă întunecată. Deci el ce a făcut? Că legile aceștia absolute tot de la el au venit. Ne-a dat reguli, idealuri, încremenite, ca să vină să le distrugă sau să le distrugem singuri, ca să aflăm că numai El există. Ca să putem să fim convinși că numai El există, trebuie să îl găsim real singuri. Iar când distrugi absoluturile, rămâne numai El. Când te împotrivești la regulile lumii, la tot ceea ce pune lumea pe primul plan și faci pe dos, asta înseamnă exorcizare. Atunci ești liber de împărțirea în bine și rău, liber de ego, te-ai lepădat de satana și aceea este o viață frumoasă. Cu El, alături de El, El cu tine, Dumnezeu, Creatorul Lumilor, cu tine. Atunci nu mai ai niciun fel de teamă și niciun rău nu poate să vină spre tine. Nu te poate ataca nimeni. Și asta este cea mai mare apărare. Nu să ai arme, nu să ai bogății, să ai rachete. Nu asta este apărarea, ci prezența lui Dumnezeu. Adică să nu împarți. Și este foarte ușor să dobori un popor. Îi dai o religie care te divizează. Și atâta timp cât ei împart în bine și rău, au ego. Dacă au ego, ei cheamă inversul, îi dă puterea și victoria. Deci dacă împarți, ești vulnerabil. Și vor veni stăpânitorii lumii și te vor călca în picioare și tu nu te poți apăra pentru că ești idolatru. Dumnezeu nu-ți dă voie să te apere. Asta este tot înțelesul lucrurilor. Deci ești în mâna lor. Ei dețin toată lumea. Foarte simplu. Stăpânesc lumea prin religii cu salvator.
Ei sunt singurul popor care nu au salvator și l-au doar pe Dumnezeu. Mă refer la cei care sunt religioși. Nu pot fi învinși pentru că Dumnezeu este cu ei. Atâta timp cât sunt în smerenie, în umilință, în puțin, în modestie și simplitate, Dumnezeu este cu ei și nu pot fi învinși. Asta este puterea noastră. Să ne ducem în jos e cea mai mare putere, pentru că în spațiu gol vine Divinul și ne face viața frumoasă. Dar poate oamenii vor auzi aceste cuvinte, dar nu le vor pricepe. Atâta timp cât au bunăstare, comodități, au un ego mare și nu pot să le priceapă. Întâi trebuie să se înfrângă pe sine, să scadă posesiile, să renunțe la ele. Și încetul cu încetul se ridică vălul. Atunci îl vor vedea pe Dumnezeu peste tot și vor avea puterea să unească contrarele. Altfel, contrarele nu pot fi unite. Pentru că suntem polarizați. Suntem polarizați pentru că avem ego și nu suntem înfrânți și avem posesii. Și nu am scăpat de ele. Și nu ne lasă. Posesiile înseamnă eu, pe primul plan. Deci înfrângerea de sine concomitent cu renunțarea la posesii este liberarea. Ei ne-au înlănțuit. Au zis, dați-le cât mai multă materie, cât mai multe posesii. Ei suntem închiși acum în închisoarea idolilor. Și ei sunt siguri că nu putem să ieșim de acolo. Pentru că de înfrânat nu vrem să ne înfrânăm și de posesii nu putem să scăpăm. Și gata. Ăsta este iadul. Dar este un parcurs pentru fiecare. La un moment dat, dogma este necesară până când nu mai este necesară. Deci ne aduce atât de multă suferință, dureri, boli, necazuri, până când abandonăm regulile și renunțăm la idealurile fixe. Atunci ne eliberăm. Nu mai vedem importante posesiile și începem să ne descotorosim de ele. Și așa ne eliberăm încetul cu încetul. Deci dogma, închinarea la idol, este o etapă necesară. Idolii există ca să îi încălcăm și să îi depășim. Și așa înțelegem că, de fapt, regulile lumii ne eliberează, ne încătușează până înnebunim, nebunia aceea ne eliberează. Suntem aici la școala iubirii, dar totul este creat de El. Și căderea și decăderea și idolatria, tot El le-a făcut ca să fie depășite. Ne nebunesc de cap până când renunțăm la ele. Renunțarea aceea este eliberare. Fiecare cu viteze diferite. Totul, absolut totul. Și regulile și virtuțile puse pe primul plan, și idealurile fixe și încăpățânate, și regulile absolute, și desfrânarea și păcatul și nedreptate, toate sunt manifestări ale soarelui de iubire, ale Lui. Și conflictul dintre ele naște viață, mișcare. Trebuie să existe. Nu este nevoie să anulăm minusul. Dumnezeu este plus și minus. Dacă vrei să scapi de minus, îl vei întări. Nu vei scăpa de el. Nu minusul este problema, ci tu să vezi că minusul este plus. Când vei vedea pe minus egal cu plus, dispare minusul. Nu mai este nevoie de el. Nu mai e nevoie de constrângere, de negativ. Și în starea aceasta relaxantă de unirea contrarilor nu poate să fie definitivă. Stai puțin în ea și te aruncă înapoi în diferențiere. Deci diferențierea nu este rea. Este cale spre nediferențiere, dar nici nediferențierea nu este bună, pentru că te va arunca la un moment dat în diferențiere, înapoi. Deci, lumea și viața este un balans între plus și minus. Călător în infinit, între nu și da. Între nu și da. Toate sunt create de El, nu ai niciun fel de grijă, El pe El se reglează, El își distruge ego-ul, El și-l întărește. Și noi pe niciunde. Un observator, un spectator grăbit. Asta suntem noi. Un spectator grăbit, care alergă besmetic, nu știe unde, nu știe de ce, descopere nu știe ce, să ajungă nu știe unde. De fapt, nu este nimic de cunoscut. Dacă totul este pe pilot automat și deja s-a întâmplat în planul lui, absolut totul, tot ce vedem noi în față, deja s-a întâmplat. Păi noi suntem la un televizor aici, suntem la un spectacol, el joacă toate rolurile, deja întâmplate. Și înțelegerea noastră este deja întâmplată. Nu este nimic de schimbat, nimic de corectat, nimic de adăugat, nimic de scos, nimic de vindecat. E corpul lui, e viața lui, e lumea lui. Să ne liniștim. Chiar dacă ne liniștim, o să zic că la un moment dat, gata cu liniștea, e prea multă. Intrați în luptă. Pentru țară muriți. Și așa va fi.
Acest lucru, în această etapă în care suntem, ar trebui să-l realizăm, să-l acceptăm pe Dumnezeu negativ, desfrânat, păcătos. Când îl vom accepta, atunci îl vom vedea peste tot, vom avea puterea să unim contrarii. Dar ca să ajungem în situația asta, trebuie să fim înfrânți cu inima, dar în același timp să scădem și posesiile, că ego-ul nu scade dacă nu scădem posesiile. El este încremenit acolo, în posesiile respective. Posesiile ce înseamnă? Înseamnă ego. Al meu, mei, mele, pentru mine, toate. Acesta este examenul acestei vieți, să-l vezi pe Dumnezeu în negativ. Oamenii nu acceptă negativul, vor numai pozitiv, pentru că li s-a prezentat un Dumnezeu care este numai bun. Atunci el vine sub formă de numai rău. Când îl acceptăm în totalitate așa cum este bun-rău, atunci vom fi liberi de împărțirea în bine și rău, care înseamnă diabolizare, închinare la diavol. Asta înseamnă închinare la diavol. Împărțirea în păcat-nepăcat, drept-nedrept, adevărat-neadevărat, bun-rău, alb și negru, plus și minus. Asta înseamnă închinarea la diavol. Și ce face el? Ne pune să jucăm roluri și din conflictul, confruntarea rolurilor, din trăire, noi înțelegem calea divină, prin suferință, prin bătălii, prin conflict. Spre exemplu, respingând desfrânarea, absolutizând înfrânarea, atragi desfrânarea. Ești rigid și absolutist, atragi distrugerea absolutelor tale. Bărbatul sau femeia care sunt dogmatici atrag prădătoarele și prădătorii, străinele și străinii, cu siguranță. Și Dumnezeu nu le dă voie să se apere și nici nu vor fi deranjați și nici nu vor vedea, pentru că trebuie să cadă. Deci idolatria este cel mai periculos lucru, pentru că nu te poți apăra, nu-ți dă voie să te apere, nu vezi, nu te deranjează și se pare ceva normal. Și asta a făcut, ne-a dat niște idoli și inversul lor ni se pare normal și ne-au pus să cădem. Au absolutizat înfrânarea și ne-au făcut desfrânați. Și atragem din viață ceea ce suntem noi. Dogmaticul este cel mai desfrânat și atrage desfrânate. Asta se întâmplă. Desfrânarea vine din față sau ne pune pe noi să fim desfrânați pentru că am absolutizat idealuri și reguli fixe, virtuți și principii filozofice și religioase. Și desfrânarea este o metodă perfectă de distrugere a idolilor. Și asta face tot timpul. Dumnezeu nu face altceva decât să distrugă idolii. Este munca lui zilnică. Și cum face asta? Prin tentații, prin ispite. Zici că de astăzi nu mai mănânc pâine, vei mânca pâine. Zici că te vei înfrâna și că nu o să poți să cazi și treci pe lângă o plăcintărie și vei mânca plăcintă. Pentru că trebuie să cazi, pentru că ai absolutizat credința că nu o să cazi. Ai idoli acolo care trebuie să fie distruși prin desfrânare, prin cădere. Deci când absolutizezi idealuri și reguli și le faci fixe, vei cădea neapărat și cu siguranță. Pentru că nu se poate pune nimic mai sus decât divinul. Tot ce pui mai sus va fi distrus. Și este distrus prin noi, prin desfrânare, sau ne vine ceva din față pe care noi îi respingem și nu ne convine. Se întăresc idolii, atunci crește desfrânarea noastră. Asta este fenomenul care se întâmplă. Cauza desfrânării este idolatria, absolutismul, încremenirea în idei fixe, rigiditatea, radicalismul. Dar toate situațiile din viața noastră și idolatria au un rol. Și absolutismele, și dogmele, și străinele și străinii ne ajută să cădem mai bine și să chemăm distrugerea lor peste noi. Dacă, spre exemplu, suntem într-adevăr dogmatici, idolatri, dar avem acolo și o notă de împăciuire, asta amendează forța cu care vine, spre exemplu, provocarea spre noi sau ispita, tentațiile, le diminuează forța. Dacă, spre exemplu, suntem dogmatici, nu vrem să judecăm pentru că nu știm ce se întâmplă și ce este acolo, asta diminuează din puterea desfrânării pe care ne-o dă Dumnezeu și nu ne duce în cădere totală. Ne duce într-o petrecere cu străinele sau străinii, dar nu ne lasă să cădem până la capăt. Prădătoarele și prădătorii, străinele și străinii vor veni dacă suntem idolatrii dogmatici, dar dacă avem o putere anume care să ne dea îngăduință, înțelegere, să nu ne dea voie să judecăm, atunci puterea lor de a ne distruge nu este așa de mare. Sau puterea interioară noastră de a ne autodistruge nu este așa de mare.
ne desfrânăm, dar nu până la capăt. Asta este salvarea noastră. Salvarea noastră întotdeauna este lipsa idolilor, lipsa fixismelor și absolutismelor. Cu cât ne împotrivim mai mult lor, cu atât vom fi fericiți, mai fericiți în viață. Cu cât ești mai înțelegător și nu judeci, cu atât Dumnezeu nu te pune să cazi și nu te doboară până la capăt. Dacă femeia, pe exemplu, doar îl servește pe bărbat, îl slujește și nu primește nimica în schimb, lui îi crește mândria și orgoliu și îi amplifică dorința de mai multă materie, mai multe plăceri și de distracții. Deci femeia se înfrânge, se înfrânează, îi dă energie pe care o folosește ca să-și amplifice plăcerile. De fapt, îl încarcă, dar pentru că el se duce spre materie, nu-i dă nimica în schimb. Pentru el, femeia este doar o baterie care îi amplifică plăcerile și materia. Îl pune să-și ia o mașină mai frumoasă, să lupte pentru mai mulți bani. Prin înfrânare, noi dăm putere celorlalți. Dar ei o pot folosi ca să-și amplifice plăcerile și materia. Deci le facem rău. Această energie este în principal pentru noi. Dacă o dăruim și nu primim înapoi nimic, energia noastră face rău oamenilor. Îi face mai orgolioși, mai mândri, mai materialiști și dobar. Și apoi vine Dumnezeu și spune, pentru că tu nu ai oprit, a trebuit să-i opresc eu. Și le dă necazuri, pierderi, boli. Și asta se întâmplă mereu. Cu cât unești mai mult contrarele și îl vezi pe Dumnezeu peste tot, cu atât crește iubirea ta. Egală pentru tot. Pentru că vezi soarele de iubire manifestându-se prin orice. Și asta este cea mai mare bucurie pe pământ. Să vezi soarele de iubire în toate. Cea mai mare fericire este să-l vezi în desfrânare și în negativ, în păcat și păcătos. Să vezi păcătosul egal cu Sfântul. Adică prin amândoi se manifestă același soare de iubire. Acest lucru trebuie să-l simțim, să devină felul nostru de a fi, tot timpul să spunem asta, să gândim asta. Și să trăim în modul acesta, detașați, degajați, să nu vedem nimica rău. E o mare fericire. Și nici un vinovat niciunde. Aceasta este iubirea. Când oriunde privești, vezi că prin ceea ce se manifestă, prin orice se manifestă, aceeași iubire a Lui. În spatele toate câte există, este numai El. O să ajungi, nu știu, să fii recunoscător la toate, să nu știi ce să faci decât să admiri și să slăvești prezența Lui peste tot și în toate. Și să te cuprindă o mare bucurie. Dar nu se știe, nu se știe până când. Dar efortul acesta de înfrângere de sine trebuie să fie făcut continuu. Și asta este garanția prezenței Lui și dacă El este prezent cu tine, El îți va face viața frumoasă. Și asta este cea mai mare comoară pe pământ, prezența Lui. Și cea mai mare fericire care poate fi atinsă aici. Important este să-L trăiești pe Dumnezeu. Înfrânarea aceea, înfrângerea de sine, respingerea comodităților, a plăcerilor peste nevoie, a ușorului, sunt prezența Lui, sunt prezența Lui. În momentul în care dăm dreptate celuilalt, am intrat în divin. Când suntem de acord cu toate părerile, suntem una cu El. Când ne lăsăm folosiți, ne unim cu Creatorul Lumilor. Pentru că El asta face, se lasă folosit. El nu luptă pentru sine. Tot ce face este să se dăruiască total. Nu, să ne țină în viață. Ne țină în viață oricum. Noi ne distrugem doar singuri și El nu ne oprește. Înțelegerea vine după ce am trăit aceste lucruri. Cel mai fericit om și cel mai desăvârșit este acela care îl vede pe Dumnezeu peste tot. Când te înfrângi pe tine, pierzi frica, pentru că frica este frica de a pierde plăcerile. Lenea, ușorul, apa caldă, asta este frica. Asta este și frica de moarte, frica de a pierde plăcerile. Toată învățătura lumii îți amplifică plăcerile. Îți arată ce să faci ca să fie ție mai bine. Deci, îți întărește idolii și îți aduce o nefericire mai mare. Ca după aceea să te duci să plătești ca să-ți dea alți idoli. Ca să te facă și mai nefericit până te omoară. Idolii te omoară, te bagă în pământ. Cu cât omul este mai reactiv, cu atât el este mai idolatru. Și înseamnă că pune plăcerea pe primul plan. Oamenii idolatri pun plăcerile pe primul plan. Se pun pe ei mai sus. De aceea ei nu pot să iubească. Este foarte greu să iubească, să se lase pe ei. Sunt foarte egoiști. Oamenii idolatri sunt foarte orgolioși și egoiști. Pun materia pe primul plan. Chiar dacă pun bunurile simbolice mai sus, este la fel cu cel care pune bunăstarea sau belșugul pe primul plan. Sunt la fel.
se aseamănă. Când îți înfrângi binele, renunți la plăceri, atunci pierzi temerile, fricile. Fricile se duc. Dar concomitent cu înfrângerea de sine, trebuie să scazi și posesiile, pentru că posesiile sunt ego. Și atâta timp cât ai un ego, vei avea frică să pierzi ceea ce ai. Altă idee, dacă petrecem prea mult cu cineva, ne îndrăgostim. Ne îndrăgostim indiferent dacă credem sau nu credem, asta se va întâmpla. Dacă se discută mult timp, apare îndrăgostirea, obișnuința și apropierea. Numai cu cel cu care gândești la fel apare apropierea și apare cu siguranță și nici nu te poți opri. Din cauza asta lucrurile trebuie oprite de la început, pentru că noi nu avem control pe noi. Și atâta timp cât avem idol, vom cădea cu siguranță, pentru că ne pune Dumnezeu vol pe față și nu ne putem controla. Și când discuți cu cineva cu care rezonezi, apare dragostea și trebuie să te oprești din prima. În momentul în care Mea vorbește mai mult cu un bărbat, apare îndrăgostirea, apare automat. Aceea nu este nevoie să intrăm în discuții de spiritualitate, religie, pentru că dacă rezonăm, se întâmplă apropierea și vom cădea, cu siguranță, oricât de cuminți am fi. Dacă găsim puncte comune, apare dragostea și nu te poți opri. Era un filmuleț mic, un video, cu o bătrână care săruta mâna bătrânului ei. Corpul lor era făcut praf și nu mai conta, dar sufletele lor se iubeau. Acesta este cel mai frumos și înălțător lucru. Trupul se decimează, dar rămâne iubirea sufletului, care se întărește cu anii. Este și corpul și sufletul important, este un întreg. Dacă numai corpul este important, atunci sufletul nu mai este important și se pierde dragostea. Dragostea există numai atunci când sufletul este mai important decât trupul. Acolo există dragoste. Deci oamenii care se căsătoresc numai prin faptul că arată bine, vor fi nefericiți veșnic, iar relația nu va funcționa și nu va dura. Ei s-au despărțit de la început, din prima zi de căsătorie. Deja nu sunt împreună. Sunt, dar nu sunt împreună. Pentru că sufletele lor nu sunt împreună. Pentru că fiecare gândește în altă parte, în altă direcție. Și vrea mai mult. Acolo unde este materie, nu este iubire. Noi ne preocupăm numai de câștig, de a avea, de a câștiga. Acolo nu este iubire. Iubirea s-a dus, s-a terminat. Numai acolo unde trupul nu este important și materia nu este importantă, numai acolo este iubire. Când nu ai mai nimic material, atunci ai iubire. Când ai materie, nu mai ai iubire. Materia prea multă îi face doar să se tolereze, să se îngăduie, dar nu se pot iubi. Te resping, nu se pot accepta. Prezența materiei este lipsa iubirii. Dar când este prea multă materie în noi, Dumnezeu ne duce în conflicte și încep să se bată. Asta face Dumnezeu. Materia este idol. Ca și bunăstarea, comoditățile, toate sunt idoli. Acolo unde sunt idoli, nu există iubire. Nu există dragoste. Nu e nimic. Și pentru că ați mușcat din pomul cunoașterii binelui și răului și nu m-ați ascultat și ați judecat, ați împărțit în bine și rău, din cauza aceasta vă blestem să vă luptați între voi. Deci în momentul în care noi nu mai împărțim în bine și rău, am ieșit din blestem și îl vom vedea pe Dumnezeu peste tot. Asta înseamnă să fim înfrânți cu inima, să nu avem ego. Fără ego, noi nu putem să împărțim în bine și rău. Deci când suntem înfrânți cu inima, Dumnezeu este cu noi. Spațiul gol îl vine imediat și începe să dorească pentru noi tot ce este mai bine pentru sine. Atunci am ajuns în grădina Edenului, suntem în rai. De când nu împărțim, suntem în rai. Când am unit contrariile, suntem în grădina Edenului. Este foarte clar lucrul ăsta. Dacă împărțiți, veți lupta între voi veșnic, fiindcă ați mușcat din pomul cunoașterii binelui și răului. Asta se întâmplă mereu. Pentru că sunt idolatrii, adică împart în bine și rău, oamenii doar se luptă între ei. Nu se acceptă și nu se îngăduie. Nu au înțelegere. Nu se tolerează. Nu au compasiune. Și împărțirea aceasta în bine și rău este cauza. Deci în momentul în care am împărțit în bine și rău, adică am absolutizat un bine, a apărut inversul, deci am împărțit, am intrat în blestem și am pornit lupta. Deci ne-au programat să ne luptăm. Când au pus un salvator mai sus, ceva mai sus, ceva mai bun, a pornit împărțirea, divizarea și lupta. Și am intrat în blestem. Deci ne-au blestemat. În momentul în care ne închinăm la un salvator, la un locuitor al lui Dumnezeu, ne-am blestemat. Dumnezeu a spus nimic mai sus și am încălcat porunca lui divină. Și tot timpul încălcăm. Și ne-am programat la nefericire.
fiindcă a mușcat din pomul împărțirii în bine și rău, fiindcă noi judecăm. Atunci noi suntem fericiți când suntem în divin, când nu mai împărțim, suntem în divin. Noi am acuzat întotdeauna femeia, femeile au acuzat bărbații, când de fapt Dumnezeu așa ne-a programat să ne bătăm între noi. Ne-a programat să fim și idolatri, ca să nu vedem, să cădem. Pentru că numai căzând ne distrugem idolii. Și atunci rămâne numai El. Și îl aflăm pe El ca stăpânul nostru. Și mai mult, ne îndeamnă la idolatrie ca să cădem mai zdravăn, mai de sus, să putem să-L vedem peste tot. Deci dacă nu ne dăm seama din prima că El se manifestă prin oricine, nu este nimic. Ne îndreaptă spre idoli, punem idealuri și reguli fixe pe primul plan, chemăm inversul, desfrânarea, ne punem vâl pe față și cădem. Când suntem jos de tot, îl aflăm pe El. Nu se știe până când. Numai despre asta este vorba în toate, despre distrugere. Deci Dumnezeu ne-a trimis pe pământ doar pentru distrugerea idolilor noștri. Și dacă El joacă toate rolurile, nu putem să spunem că joacă un rol greșit. Nu putem spune nimic. Dacă El este în toate și în toți, nu putem spune că El face ceva greșit sau că distrugerea idolilor noștri nu e bună. E terminată povestea. Toate comentariile noastre sunt zero, pentru că oricum lucrurile deja s-au întâmplat. De fiecare dată ele s-au întâmplat deja. Noi suntem la un televizor unde viața se derulează și spune: vă blestem să vă luptați între voi. În clipa în care ai împărțit în bine și rău, ai intrat în blestem și începe lupta, fiindcă ați mușcat din pomul cunoașterii binelui și răului. Vă blestem. Atunci ne luptăm între noi, pentru că ne vedem diferiți. Începe lupta și ne-am separat de divin. Prin împărțire în bine și rău, în păcat, nepăcat, ne-am separat. Cei care ne împart în înfrânat, desfrânat, în păcat, nepăcat, de fapt ne îndepărtează de divin, ne separă de Dumnezeu. Și când ne-au împărțit în păcătoși și nepăcătoși, am început să ne urâm între noi, să ne luptăm, să nu ne putem accepta. Deci de aia s-a supărat Dumnezeu, fiindcă a mușcat din pomul cunoașterii binelui și răului, El ne-a alungat din rai. Am fugit singuri, pentru că am mușcat. Și să cădem de fiecare dată când împărțim bine și rău. Și ieșim din rai, de fiecare dată, toată ziua, de dimineața până seara și de seara până dimineața. Noi eram în rai când nu împărțeam. Și totul era bine. În toate este vorba numai despre polarizare, despre împărțirea în bine și rău. Deci în momentul în care am împărțit, a pornit distrugerea. Dumnezeu vine și distruge această împărțire. Idolii sunt menținuți prin împărțire, prin polarizare, prin alegerea unei părți, prin absolutizarea unui bine. Așa se formează idolii și egoul și diavolul. Și Dumnezeu vine și distruge împărțirea. Și face asta tot timpul. Asta face El. Asta e treaba Lui, asta e munca Lui. Ne distruge împărțirea bine și rău. Când spunem că ceva este numai bine sau că ceva este numai rău, ne dă peste cap pe toate. Vine sub forma inversului. Când spunem că așa ar trebui să fie lucrurile, numai bune, atunci El vine sub formă de rău și ne distruge absolutul. Așa ne pune să ne luptăm între noi. De asta este vorba. Asta se întâmplă mereu. Ne venim aici pe pământ numai pentru distrugerea idolilor. Distrugerea împărțirii. Vedem asta fiecare din noi. Și pe undeva ar trebui să ne apărăm de noi înșine. De aceea zicem că dacă se petrece prea mult timp cu o străină sau cu un străin, acolo se cade neapărat. Se cade din cauza faptului că punem un bine pe primul plan. Atunci Dumnezeu trebuie să vină sub formă de rău. Devenim desfrânați. Chiar dacă eram cu minți înainte, ne doboară. Ne trebuia să oprim de la început apropierea. Se întâmplă un lucru interesant. Dacă nu mai vrei să vorbești cu străine sau străini, nu mai vin străine sau străini la tine să discuți cu ei. Și când îi respingi din prima, nu mai vin. Oamenii care sunt idolatri și dogmatici nu au control pe ei și au văl pe față și nu-și vor da seama că atrag străine sau străini ca să-i distrugă idolii. Și asta se întâmplă cu necesitate. Poate nu-și dau seama, dar asta se întâmplă pentru că Dumnezeu vrea să le distrugă idolii, dogmele. De aceea se întâmplă lucrul acestea. Ei pot să nu fie deranjați, dar asta se întâmplă pentru că au dogmă, au idoli, au idealuri și reguli fixe.
Și prădătoarele și prădătorii și străinele și străinii vin ca să le distrugă idealurile. Și Dumnezeu nu le dă voie să se apere. Și nu-și dau seama ce fac, că nu le dă voie să-și dea seama. Pentru că scopul lui Dumnezeu principal este să le distrugă dogmele, absolutismele, fixismele. Cel mai ușor pot fi distruse prin desfrânare. Ce pune să se desfrâneze fără să știe ce fac. Dar dacă au amendamente la idoli, de exemplu, nu judecă, desfrânarea nu este până la capăt. Este acolo, dar nu este până la capăt. Asta este apărarea lor. Că nu sunt dogmatici în mod absolut. Nu sunt total radicali. Iau acolo o îngăduință care să vină, spre exemplu, prin nejudecată. Desfrânarea sau păcatul vine din față sau din interiorul nostru ca să țintească idolii, să-i distrugă. Avem idei fixe, suntem deschiși la cădere și nu ne putem apăra. Dacă, spre exemplu, suntem dogmatici și avem foarte mulți idoli, dar în același timp avem înfrângere de sine, nejudecată, slujire, atunci lovitura din față sau din interiorul nostru se diminuează. Suntem desfrânați, trecem timp cu străinele sau străinii, dar nu ne duce spre cădere Dumnezeu. Deci contează înfrângerea aceea, slujirea, nejudecatea contează. Diminuează din puterea idolilor și din puterea loviturii din față sau din interiorul nostru a desfrânării. Oamenii trebuie să-și trăiască experiențele pregătite de Dumnezeu dinainte și nu este nimic rău din ceea ce li se întâmplă. Chiar dacă sunt dogmatici, desfrânați, păcătoși, trădători, mincinoși sau bețivi, sunt experiențele prin care îi trebuie să treacă ca să ajungă la o anumită înțelegere, înțelepciune și în final la iubirea orice ar fi. Nu este nimic rău în nimic. Noi greșim că îl vedem pe Dumnezeu rău, când el de fapt trebuie să treacă prin acele lecții, să facă acele lucruri, să realizeze acea desfrânare ca să poate să-l ducă pe om în înțelegere, în înțelepciune. Nu e nimic de scos sau de adăugat sau de vindecat la el. Noi mereu vrem să-l vindecăm pe el. Îi spunem ce să facă ca să fie lui mai bine. Când Dumnezeu este și bine și rău. Și nu avem problemă. Nu-l acceptăm sub formă negativă. Când îl acceptăm sub formă negativă, nu mai ce să repare la el. Ei trebuie să treacă Dumnezeu prin ei, prin experiențele pe care le-a pregătit de mult pentru fiecare și nu poate să fie acuzat de nimic. Înseamnă că Dumnezeu ne dă situațiile prin care trecem deja, ni le dă pentru că prin ăstea trebuie să trecem ca să ajungem la o anumită înțelegere.